Hei, hei, hei! Eu sunt Spania, este bine ați revenit pe canalul meu! Continuăm seria colecțiilor de cărți pe edituri. Astăzi am ajuns la editura Humanitas. Mă bucur foarte mult că pot să fac chestia asta alături de voi, că pot să iau toate cărțile la mână, că împărtășim impresii în comentarii. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru răspunsurile voastre, înseamnă foarte mult pentru mine. Dragilor, mai avem doar două edituri, mai avem Humanitas și data viitoare editura Polirom. Așadar, fără să mai lungim filmulețul, haideți să-i dăm drumul, asta în cazul în care nu o să încep să vorbesc aiureli, dar nu se știe niciodată, e posibil să se întâmple și chestia asta. O să încep și o să trec foarte repede peste cărțile pe care le-am prezentat în holul trecut, în cazul în care sunt oameni noi care ne urmăresc. Bine ați venit, salutare! Eu și iepurașul meu vă urăm bine ați venit în comunitatea noastră. Așadar, le iau la mână pentru că am aici lângă mine un morman de cărți, așa cum îmi place mie. V-am povestit deja despre Pe urmele tatălui de Mireia Abramovici, o carte pe care încă nu am apucat să o citesc. N-am apucat să citesc mai nimic din holul trecut, dar am reușit să nu-mi cumpăr nicio carte până acum. Sunt foarte mândră de mine. Continuând cu Mary, scrisă de Aris Fioretos, o carte despre care am discutat în comentarii. Mulți dintre voi mi-a spus că v-a plăcut foarte mult, așa că de-abia aștept să vină și rândul ei. Ajungem la o altă carte scrisă de Anne Patchett, Comuniune. Vă ziceam acolo că am observat-o pe Reese Witherspoon pe copertă, nu am ajuns la ea, nu știu încă despre ce este vorba. Apropo de Anne Patchett, pentru că tot o avem aici, iată și Casa Olandeză, o carte care mi-a plăcut foarte mult și pe care am introdus-o în cadrul provocării de 30 de zile, în cazul în care vreți să știți despre ce este vorba. O să vă las pe aici link cu trimitere directă către filmuleț. Superbă cartea, foarte, foarte frumoasă. Tot o carte nouă, Fica Papei, nu am reușit să o citesc, de-abia aștept să ajung și la ea. Oricum sunt convinsă că anul ăsta nu o să ajung la niciuna dintre cărțile noi pe care vi le arăt acum. Pentru că totul este deja mega, mega plănuit. Iată o carte pe care mi-am luat-o astăvară, cred că, și n-am apucat să o citesc. Este vorba despre Pui de Cotoranță a lui Margaret Atwood. Vă ziceam că încerc să citesc și Margaret Atwood așa printre picături, pentru că vreau să filmez un portret de autor cu ea la un moment dat. N-am ajuns încă la ea, îmi pare rău Margaret Atwood și îmi pare rău Puiul de Cotoranță, urmează. Și se potrivește cu plovărul meu. Next! În Amintirea Memoriei, o carte scrisă de Maria Stepanova, nu am reușit să o citesc, îmi pare rău, nu am avut cum să o integrez în programul meu nebun de citit, dar o să vină și rândul ei, sper doar să fie frumoasă și să se citească repede. Aici avem Toate viețile pe care nu le-am trăit, o carte scrisă de Anuradha Roy. Am introdus-o, cred că am introdus-o în provocare, parcă? Nu mai știu, parcă, nu? Ultima carte pe care am citit-o, despre asta era vorba și asta se potrivește cu bluza mea. Aici avem Pădurea întunecată de Nicole Krauss, v-am povestit despre ea în cadrul filmulețului Cărți despre cărți și v-am zis acolo că am fost puțin dezamăgită. Dacă vreți să aflați mai multe informații, mergeți pe aici. Am aici o carte de Radu Paraschivescu, Cu inima smulsă din piept, este tot de la editura Humanitas, dintr-o colecție. Cartea de pe noptieră este mai veche, cred că am primit-o cadou, am citit-o, o poveste foarte interesantă, ficțiune istorică, aș zice eu. Mai departe avem Confidentul, o carte scrisă de Helen Gremion și am vorbit despre ea la filmulețul Cărți care se pot citi într-o zi, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult și chiar am citit-o în câteva ore, a fost foarte rapidă. Aici mi-a împrumutat sora mea tatuatorul de la Auschwitz după ce a urmărit filmulețul cu cărți despre Holocaust și deși nu e a mea, am zis să vă arăt, este pregătită, iată, pentru partea a doua, să sperăm că la anul o se întâmple și chestia asta, noi să fim sănătoși și timp să citim să avem. Vine la mână Laul, scrisă de Evgheni Vodolaskin. Vă las mai multe informații, a fost și ea introdusă în cadrul provocării, o carte cu totul și cu totul specială și mă bucur mult că v-a plăcut și vouă. Avem și O lungă petală de mare, scrisă de Isabel Allende. Știți că eu mereu am zis O lungă petală pe mare. este un vers al poetului Pablo Neruda, dar l-am citit greșit aproape mereu, deci nu este o lungă petală pe mare, este o lungă petală de mare. Da, o poveste foarte interesantă. Radofis din Nubia de Naguib Mahfuz, o carte pe care am introdus-o în cadrul filmulețului Ficțiune Istorică, foarte frumoasă poveste. Mai departe, ce avem aici? Jurnalul Anei Frank, bineînțeles, și despre ea v-am povestit mai multe la cărți despre Holocaust. It's a must, ca să spun așa, absolut cutremurătoare. Că sunt glumele alea pe Instagram cu să cauți o carte al cărei titlu să reprezinte ce simți tu acum. Da, exact așa. Foamea de Knut Hamsun, o carte care nu doar că te face să vrei să mănânci urgent, dar te face să te gândești cât de mult mănânci în viața, în fiecare zi. Efectiv, te gândești, Doamne, față de personajul acestei cărți, mănânc atât de mult eu cu precădere, dar în general, așa, noi oamenii mâncăm extraordinar de mult față de el, dar asta nu înseamnă că nu mi-e mai puțin foame. Mai departe avem Smeie de hârtie a lui Romain Gary, ultimul roman al său. O să fie filmulețul și cu cel de-al doilea război mondial, cu cărți a căror acțiune se petrece în cel de-al doilea război mondial, pentru că știți că numai la holul trecut am făcut rost de vreo 5, deci avem despre ce vorbi. Asta e de la Polirom. Mai departe avem Ultimul nud al lui Ellis Avery, o carte foarte interesantă, a cărei acțiune este inspirată din viața, Tamarei de Lempicka, venea să zic cu totul altceva, se poate încadra cumva la cărțile erotice și homoerotice, așadar dacă sunteți interesați vă recomand. Aici avem o carte nou-năuță, Împăratul muștilor de William Golding, am cumpărat-o pentru Provocarea de 30 de zile, observ că în Provocarea de 30 de zile au fost introduse foarte multe cărți de la editura Humanitas, așa că de ce nu mă caută și pe mine editura Humanitas? V-am povestit acolo multe lucruri și a fost cu adevărat spectaculoasă această poveste pe care de altfel nu o să o uit niciodată. O zi din viața lui Ivan Denisovici de Alexandru Soljeniță, n-am vorbit chiar acum câteva filmulețe despre ea, nu mai iau de la capăt, dacă sunteți interesați mergeți la cărți pe care le poți citi într-o zi, în cazul în care sunt mult prea multe trimiteri către filmulețe, eventual le pot lăsa în descriere ca să vă fie și vouă mai ușor. Zuleiha deschide ochii, scrisă de Guzelia Hina, o carte foarte frumoasă și foarte specială. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Vă super, super recomand. O altă carte pe care o ador, Marți cu Mori, de Mitch Albom, și ea a fost în Provocarea de 30 de zile. Doamne, dar eu am prezentat numai cărți la Humanitas? Acum am dat seama. Superbă, superbă. Deci, repet, găsiți în descriere toate filmulețele. Nu le mai pun pe nicăieri, pentru că deja sunt prea multe. O carte foarte dezamăgitoare, Iscoditorii, un an de cugetări, băutură, tristețe și lecturi, scrisă de Anne Gislesen. Mă așteptam să fie vorba fix despre băutură și lecturi și, mă rog, un alt gen de tristețe, dar, așa cum v-am spus, este mai mult o carte despre doliu și despre suferința aceasta a pierderii unei persoane dragi, iar partea de băutură mă așteptam să fie altfel și chestia asta cred că a fost, de fapt, cea mai dezamăgitoare, dar, mă rog, va trebui să îmi caut alți spețivi care să ca personaje care să mă satisfacă mai mult. Ajungem la Ludmila Ulițca, Scara lui Iacov, o carte imensă, imensă, imensă. Mai am scris de ea Sonecica, Înmormântarea veselă și Minciunile femeilor. Știu că am mai scos mai multe cărți, nu știu dacă le voi citi neapărat, pentru că are un stil destul de greoi, dar cine știe? Mai departe avem Urban Day Alom, două cărți care au fost prezentate, iată, în cadrul filmulețului Cărți cu subiecte psihologice. Avem Plânsul Nice și Minciuni pe canapea. Dacă vreți mai multe informații, repet, filmulețul din descriere. Dragilor, iată că am ajuns... la penultima carte, o carte despre care cred că am vorbit, nu mai știu. Este vorba despre Ora de aur, scrisă de Anne Lily, parcă am păcat-o la Cărți pentru vacanță. Ia uitați-vă, mă, uitați-vă voi aici, deci pe bune. Cum? Foarte mult mi-a plăcut cartea aceasta și ultima carte din colecția mea de la editura Humanitas este o carte pe care nu o voi păstra, Solenoidului Cărtărescu. N-am mai încercat să o citesc de când am tot făcut eu glume cu ea, dar na, asta este. Pentru că este cea mai mare, am păstrat-o pentru final. Încercam să mă uit și în biblioteca veche, cea din fața mea, s-ar putea să mai am și acolo niște cărți de la editura Humanitas. Ideea este că eu nu intru niciodată acolo să mă uit, adică de cele mai multe ori uit că am cărți acolo. Sunt cărțile mele de teatru și, mă rog, ceva clasici. O să vă arăt oricum, atunci când voi face unhaul-ul în decembrie, cărțile pe care nu le voi mai păstra, pentru că voi intra și acolo. Au fost mai puține, într-adevăr, față de cele de la editura 3, spre exemplu. Nu știu dacă voi spune la revedere vreuneia dintre ele. Dragilor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție. Ne vedem și pe celelalte rețele de socializare. Sper că ați rămas cu mine până la final. Vă mulțumesc foarte, foarte mult încă o dată că sunteți alături de mine. Urez încă o dată bun venit celor noi. Să aveți o zi super, super bună. Ne vedem data viitoare!